Cu o foarte frumoasă poveste, o asociație din Satu Mare vine în ajutorul celor aflați la limita sărăciei cu mese calde sau pachete cu alimente și haine de sărbători. Preocupată în mod special de problemele copiilor asistați, asociația Acoperământul Maicii Domnului pune accent pe educație și le oferă acestor asistență școlară și consiliere. Iar anul acesta a venit un ajutor nesperat. Asociația a reușit să obțină fonduri pentru a transforma ruina unei centrale termice din oraș în centru de zi pentru copiii nevoiași. Iar lista faptelor bune poate continua la nesfârșit, motiv pentru care mă bucur să sunt de vorbă astăzi cu doamna Marinela Gliga, femeia care se ocupă de 8 ani de zile și care se dedică trup și suflet copiilor care au nevoie de ajutor. Doamna Gliga, bună ziua și mă bucur foarte mult să vă cunosc. Bună ziua, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Am citit povestea dumneavoastră și faptele bune pe care le-ați făcut în acești 8 ani de zile și mi se pare că puteți fi în orice moment un exemplu pentru oricare dintre noi. Povestea a început în urmă cu 8 ani, când vă pregăteați să plecați într-un concediu împreună cu soțul dumneavoastră. Ce s-a întâmplat atunci? Care a fost declicul? Da, într-adevăr, aceea a fost scânteia, dacă pot să o numesc așa. Când doream să mergem în concediu, ne-am dat seama că aveam cam multă mâncare în frigider, nu vreau să o risipim și am ieșit cu ea, încălzită, în oraș, am împărțit-o oamenilor străzii. Atunci am avut o imagine în fața ochilor care m-a marcat pe mai mult timp, în sensul că ningea și sub un felinar un astfel de om stătea cu farfuria cu mâncare caldă și curgeau lacrime și zicea că este atât de bucuros pentru această mâncare că nu am fi putut să-l ajutăm cu altceva. Sigur, nu consider că e o faptă deosebită lucrul ăsta, însă nouă, ca familie, ne-a dat de gândit și la întoarcere am luat legătura cu mai mulți prieteni și astfel am început o acțiune puțin mai organizată de a nu risipi mâncarea din frigider. În care, așa, dar revin la dumneavoastră, doamna Gliga, momentul în care v-ați hotărât că puteți face ceva pentru cei din jur. De la momentul în care le-ați oferit o hrană caldă celor nevoiași, cum au decurs lucrurile să ajungem la o asociație care, iată, a schimbat atât de multe vieți? Lucrurile au mers de la sine, în sensul că după ce am început să ne organizăm și să dăm masa în mod constant, în anumite zile, de la 30 de persoane adulte ne-am trezit cu foarte mulți copii în jurul nostru, până la 80 de copii. Între aceștia erau un nimicus de 5-6 anișori care parcurgeau chiar 3 km pentru o farfurie de mâncare caldă. Mă gândesc că un copil care depune un astfel de efort pentru o farfurie de mâncare nu o face din răsfăț sau ca să se afle în treabă. Înseamnă că într-adevăr are nevoie de mâncarea respectivă. Și astfel, cu ajutorul și sub îndrumarea părintelui Vălean Tiberiu de la biserica de care aparținem noi, am primit un spațiu unde am putut să dăm masă așa în mod mai organizat. Sigur că acești copii aveau și alte nevoi. După ce am vizitat acasă, am văzut că unii nu aveau nici măcar baie cu apă curentă acasă. Temele și le făceau la o masă, într-o singură încăpere, fiind mai mulți frați, în condiții improprii. Și a apărut această nevoie de a ajuta la lecții, ca să îi putem ajuta să nu renunțe la școală, să-și poată crea un viitor. Așadar, pe lângă sărăcie, principala luptă pe care a trebuit să o duceți în acești ani a fost cu abandonul școlar. Și citeam o declarație în care spuneați că de multe ori v-ați bucurat pentru un 5 mai tare decât pentru un 10, că era un semn că acel copil își dorește să învețe și să facă ceva în viață. Da, astfel de bucurii am avut în mod constant, pentru că au fost copii pe care i-am luat după 2 ani de repetiție și care au reușit totuși să promoveze clasa cu un 6. Deja 5 poate că este de milă, la 6 mai este și efortul copilului. O surpriză foarte plăcută am avut-o cu o fetiță care era tot pe corigență an la rând și anul trecut, în urma asistenței la teme din partea voluntarilor asociației, a crescut la nivelul de 7-8 ca și note și mi-a spus că visul ei este să devină asistentă medicală. Deci cam acesta ar fi scopul nostru, să scoatem acești copii care marea în lor majoritate prin părinți și prin familie sunt în sistemul de asistență socială, să le dăm șansa să aibă vise pe care să și le îndeplinească și să devină
oameni de valoare societății noastre. O nu ne ultimă așteptăm întrebare, să fie... pentru că, din păcate, da. Timpul ne presează. Eu știu că v-ați bătut foarte mult pentru fiecare leu pe care l-ați obținut pentru asociație, pentru a-i ajuta pe acești copii. Ați obținut și o centrală termică ce trebuia reabilitată. În ce stadiu sunteți acum? De ce ajutor mai aveți nevoie? Suntem foarte aproape de final. Sigur că mai trebuie mobilat anumite încăperi, dar totuși, din greu, eu zic că am trecut. Totul s-a obținut prin sponsorizări de la persoane private. Nu am obținut nici un ban prin fonduri de la stat, ceva sursă de la stat, ci absolut tot a fost făcut prin donații, sponsorizări din sistemul privat. Iar cei care vor să vă ajute, cum pot să dea de dumneavoastră? Există o pagină de Facebook unde vă pot contacta? Da, există pagina de Facebook a asociației, Asociația Sfântul Acoperământ al Maicii Domnului. Există site-ul asociației, amd-sm, de la satumare.ro, și telefoanele noastre. Ne găsesc pe Google, ne găsesc. Cine dorește pumnii. Să ne caute, ne găsește. Vă țin pumnii și să nu renunțați niciodată. Este minunat tot ceea ce faceți. Mult succes și felicitări încă o dată. Doar o singură specificație, ceea ce facem, o facem împreună, suntem o echipă. Partea mea este mică, suntem o echipă de 20 de oameni care muncim toți, cu tot sufletul, pentru a ajuta pe acești copii și familiile lor, bineînțeles. Felicitări!